începe școala. Nu mai pot de supărare. Dacă și voi sunteți la fel ca mine, trebuie să mâncați dintr-un pom. Ca să scap de toată supărarea asta, trebuie să faci tot posibilul. Pe vijelia asta să vii în câmp, în mama câmpului, și să mănânci o mâncare chinezească, făcută cu măiestrie. Și neapărat mâncată cu bețe. Uitați-vă și voi care este adevărata pasiune și adevărata mâncare. Eu am mai băgat aici niște varză murată, varză chinezească. Eu sunt foarte pe chinezării, îmi plouă în gură și vreau să mănânc o supă chinezească în timp ce vorbim despre școală. Și mai am ceva aici pe care vreau să-l testăm. Nu uitați și de canalul secundar Fish Hacker. Sper să nu cadă nimic deoarece sunt la înălțime. Avem aici ceva special. Mama a ieșit aer din ea. Câți dintre voi își vor da seama ce e aici? Oh my god. Nu cred cum arată să mor. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Un picior de găină. Un picior de găină putrezit. Oh my god. Ah, are un miros de carne putredă. Nu știu dacă se văd și unghiile. Un miros de carne putredă cu arome. Hai mă că ăștia nu cred că... Mamă, e picant. Nu cred că eu mănânc așa ceva. Începe școala. Ce facem cu supărările? De câte ori aveam eu probleme, aveți cuvântul meu, mă suiam într-un pom. Ăsta e nucul lunea asta în Aluguang. Am luat o pungă de semințe, stăteam pe picior peste picior așa, dar acum bate vântul, nu știu cât de bine se aude microfonul ăsta. Și veneam și mâncam spaghete aici. Mă înțeapă ceva în spate, că nu stau bine în craca asta, dar ce nu fac pentru voi? E o modalitate frumoasă de a scăpa de depresie. Că depresia de la ce vine? Uite, de exemplu, majoritatea au depresie. Că începe școala. În primul rând, e bine că îți faci prieteni noi la școală. Dacă într-adevăr treceți în clasa 5-a, în clasa 6-a, care dintre voi? Scap de plictiseală, că dacă toată vara te-ai plictisit, poate ca din pom. Barem acum când se termină vacanța, e iute. Îți faci noi prieteni și te bucuri din nou de școală. Eu, ca să fiu sincer, de fiecare dată când am avut o chestie de asta, aveam o supărare. De exemplu, a fost tata în spital, a avut un accident cu mașina mai de mult și a rupt clavicula. Am venit aici și am stat o oră. El era la spital, n-aveam ce să fac, n-aveam cum să mă duc la el decât după vreo 12 ore, că era în sala de operații. Eram supărat, mă despărțisem și de o fostă nevastă. Nu vreau să intru în detalii, dar a fost total vina ei. Mi-a impus niște lucruri pe care nu puteam să le accept. Dar n-am vorbit niciodată și n-am să vorbesc despre așa ceva. E bun. Dar, mamă, să vedeți ce vă arăt acum. În general, relația, cea mai bună relație, e să mănânci picioare de găină. Nu mai are decât două, ca la struț. Arunc oasele. Unde se pune piciorul ăsta de găină? Se vede aici? Ah, familia Vântu. Lasă-l aici.
E un gust așa de spicy. Da, și eu știu să mănânc cu bețele și chiar o să fac un tutorial. În general, dacă cauți să scapi de depresie, depresia o găsești. Bate vântul, mă bălește. Din păcate, o găsești pe toate drumurile, pe toate gardurile. Ești bine, ești sănătos și deodată depresie. Simți cum tremură oasele. Depresia e un sentiment iminent de teamă. Depresia e că simți că mori în momentul respectiv. Simți că nu mai știi ce să faci, intri în panică. Anxietate, nebunii. Nu vă mai gândiți la chestiile astea. Încercați să vă gândiți la ce vă face pe voi liniștiți. Pe mine mă face liniștit. Am mâncat o mâncare chinezească cu varză chinezească. Varză murată, dar n-are gust de varza noastră. Ceva special. Uite, iau și o bucățică ca să vedeți că pot să iau, da? E chestia că eu unul aici am cea mai apropiată, în partea asta e, am 2 km până în primul sat. Sincer să fiu. Până la primul semn de civilizație, ca să vedeți cât de savage sunt. În partea cealaltă, cred că sunt 6 km. În partea aia sunt 8 km de aici. În partea alaltă sunt vreo 15 km, abia se văd căsuțele. În partea alaltă 5 km, 3 și în capăt de tot, la unde e Frumoșaniu, sunt vreo 7 km, 6 km jumate. Dar trebuie să treci pe o punte. Trebuie să cauți mereu Yin și Yang. Care e semnul Yin, care e semnul Yang? Ați observat majoritatea filmelor chinezești? Pacea interioară, pacea interioară, vrăjeli și yoga. Da, să știți că sunt bune, dar nu trebuie să faci yoga, că eu am încercat să gen să stai cu picioarele așa, cu mâinile așa, să te lipești de stele, nu te ajută cu nimic. Știți de ce vă ajută? Pentru că te liniștești, că stai liniștit. Am mai văzut și în parc, în Pantelimon, când mă băgam cu bicicleta, erau doi, o bărbat și o femeie, o pereche. Ei stăteau și făceau yoga cu Ane și când m-am întors, m-am dus, am filmat și când m-am întors, ea era în cap într-un fel, așa se întorsese cu capul în jos. Bine, nici eu nu sunt sănătos acum, știi, să mănânc din pom. Că dau rime și din pom. Dar liniștea și lupta cu anxietatea, cu depresia o găsești acolo unde ești tu liniștit. Eu sunt liniștit aici. Vreau să plec să uit de toate. Când sunt supărat, îmi iau pungă de semințe și plec. Mă duc cum sunt aici sau dacă am foame, ca în cazul respectiv, vin și mănânc. Cu șacalii pe spate, cu picioarele astea frumoase de pui și cu oasele astea intergalactice, până jos sunt vreo 5 metri, cam așa, 4 metri jumate, 5. Am vrut să mă sui mai sus, dar bate vântul și se bălângănește și în genunchi mă lovește. Nu prea pot să stau. Dacă nu bătea vântul, mă suiam sus de tot. Cu alte cuvinte, începe școala. Cu ce sunteți voi pregătiți în viața asta minunată? Da, wow! Nici nu știu cum o să se audă. Dar e frumos să mor dacă vă mint, un aer curat ca oasele astea, un aer curat, e răcoare afară, e ca și primăvara, când se dă să se încălzească și căutăm toți soarele, hai ca să ne încălzim. Exact așa e și acum, brother mei. Să știți că a mânca ca să scap de depresie nu e o idee foarte bună. De ce spun asta? Deoarece sunt mulți care s-au îngrășat pe tema asta. Mănânci că ești supărat, mănânci că ai nervi, nu e chiar ok.
Mai ales dacă mănânci, asta e ureche de lemn, dacă mănânci dulce, nu e chiar ok. Și mâncărul de la fast food, nu știu ce bagă ăștia în spaghetele astea, de fapt știu că sunt bucătar chinezesc. Sunt bucătar chinezesc, oameni. Zeamă. Mamă, să moară familia lor. N-ai cum să te îmbolnăvești de depresie cât ești cu mine. Și cât îmi urmărești blogurile. Zgârciurile alea, smorul alea, dacă îl las vreun. 1, 2, 3. Fiți atenți aici, pe asta nu știți. Am schimbat vitezele. Ce bun e piciorul ăsta. La început e o aromă mai ciudată de picior putrezit, așa de mumie. Picior mumificat de găină. Un gust de putrezit, așa de pâine mucegăită. Dar aromată. În fine, începe școala. Cei care sunt supărați, neapărat să facă ce fac eu. Să-și caute pomul vieții, pomul iubirii, rodul iubirii. Ia lăsați-mi în comentarii cum ar fi să fac un live dintr-un pom așa. Acum nu mai sunt frunze, e toamnă. Nici nu știu cum se aude că e microfonul, adică bate vântul, dar am și puful pe el. Mamă, nu se vede nicio mașină de aici. Dacă sunt la 112 de aici, nici nu știe să mă găsească. Nici n-are cum să mă găsească, poate după GPS se învârtă ăștia cu elicopterele. Dar asta mă face special. Și aici mă încarc eu. V-am spus, când era tata bolnav, veneam aici, mă mai duceam pe partea aia, mă mai duceam încă vreo 6 km pe câmp. Băi, nici semnal la telefon n-aveam. Vroiam să fiu singur. Pentru mine, chestia asta de a sta undeva în câmp e o terapie. Să moară bine, Larisa. Am avut de multe ori cazuri în care simțeam psihic că nu mai pot. Adică cât sunt eu de vesel și de nebun. Am trecut și eu prin greutăți. Deci chiar am trecut prin unele greutăți. Și când a murit tata, vreau să vă spun, când a murit tata, nu vă mint deloc. Vine nevastă mea, Ștefi. Dimineață, eu dormeam într-o cameră că aveam crampe la stomac, așa, când sunt stresat. Mă iau crampele la stomac atât de tare, odată mă lasă, după aia iar mă ia. Adică nervi la stomac, exact așa se numește chestia. Adică mi-am făcut endoscopie, mi-am făcut toate chestiile, nu am nimic. Stresul cauzat de nervi, de creierul meu, creează un flux foarte puternic de acid, care dă pe afară acidul ăla și mă doare stomacul, nu știu, e urât. Mi se întâmplă doar când am probleme mari. De vreo 4-5 ori până acum mi s-au întâmplat. De fiecare dată am impresia că mor, gata. Deci vă dați seama, e atât de mult de suferit în cazurile respective. Să mor, dacă aveam un buton de neapăsat pe butonul ăla, să mor pe loc, instant. Atât de mult mă... Și dacă mă duceam la doctor, n-avea ce să-mi facă. Ce să facă? Trebuia să-mi facă spălături intestinale și de fapt tot eu secretam Beetlejuice, suc gastric de la stres. Și când am avut problema asta cu tata, și vine Ștefi dimineață și îmi zice că era vreo 9 jumate, că n-am putut să dorm și Gabi, hai că trebuie să mergi la spital, că a murit taică-tu. M-am ridicat, m-am pus în fund, să mor dacă vă mint, uite, o să vă mai povestesc chestia asta pe alea. M-am pus în fund așa, am oftat. Mă, știi care-i treaba? În general trebuie să fii pozitiv în viață. Și eu am fost pozitiv cu chestia asta, dar ți-e mult mai ușor când tu te gândești la ce e rău. Mă gândeam că nu mai poate să, din problemele pe care le-a avut, nu mai are cum să-și revină, din păcate. Și știți cât de mult mă doare sufletul când zic chestia asta? Păi tata, eu credeam că el e într-un fel, nu știu, Aquaman pentru mine, zeul apelor, el nu avea cum să moară. Deci eu mă gândeam că el trebuie să mă îngroape pe mine. Deci vă dați seama, și îmi părea rău așa că, Doamne, când o să mor eu, asta e altă treabă, când o să mor eu, cum o să mă îngroape el și de ce să plângă el? Mi-era milă de el, adică, dar eu nu-mi realizeam că el va muri vreodată, el sau mama. Nu ți se întâmplă, nu realizezi chestia asta până nu ți se întâmplă. Și după ce am oftat, i-am zis, băi Ștefi, nu așa se face, când moare cineva, că se întâmplă foarte rar, nu stai să-i spui așa. A început să se plângă, că s-a speriat și ea. N-am certat-o, vă dați seama, foarte blând, foarte calm i-am zis. Și a început să plângă și a zis, păi eu n-am trecut prin asta, eu nu știu ce să fac. N-am știu cum să spun. Mamă, s-au uscat astea de la vânt, s-au răcit.
În general, spaghetele, dacă le țin aer, uite așa, poate să frigă. Eu, când am venit, erau călii, că 3 km pe câmp s-au mai răcit. Ureche de lemn. O bunătate, mă. Restaurant. Mă, nu mai zic de varza asta, mi-am cumpărat și varză murată. Mamă, cât de bune e. La spital nu aveam de ce să mă duc, pentru că n-aveam. El era oricum la morgă. Bă, ce ciudate să vorbesc de tata, l-a trecut să mor. În fine. Și m-am trezit. N-am mâncat absolut nimic. Mi-am luat un sandwich și o sticlă de jumătate de litru de apă și am venit, am stat acolo, cam la încă 150 de metri. Am stat acolo pe o buturugă, am o buturugă și un pom. Și cred că am stat așa cum a stat Florin Salam când a murit soția lui, Dumnezeu să o ierte. Și am stat așa și am privit în gol așa vreo jumătate de oră. Mă mutam capul și începeam să mă uit așa și să zic, să înțeleg care e rostul vieții. Chestia asta, ce mesajul pe care vi-l dau eu, e cât se poate de ok pentru unii care nu știți cum să faceți față. De exemplu, sunt persoane care o iau razna când îi moare un component al familiei, ca să zic așa. Doamne ferește, din păpustiu să fie, nu doresc așa ceva nici la dușmanii mei. Dar nu știi ce să faci, o iei razna pur și simplu, de durere. Sau poți să faci ceva la cap, poți să faci un infart. Mă sunase și Ștefi și sormea, mama, ești bine, ești bine. Credea că mă duc, cine știe, pe unde să mă spunză. Nu, și am zis, sunt ok, vreau să mă liniștesc. L-am și spus, vezi că mă duc, o iau pe câmp așa de nebun și mă duc să mă... Adică m-am încărcat cu energie. Mă tot gândeam la lucrurile pozitive, că tata e cu mine, e lângă mine și că stă lângă mine, îmi închipuiam. Dar nu mai vreau să vorbesc că e lacrimogenă treaba, e dureroasă să mor. Îmi imaginam că e lângă mine și că el îmi zice să fii tare, să nu ai probleme, viața merge înainte. A murit și tata, asta îmi imaginam eu că zice tata. Adică îmi zicea mie tata, a murit și tata, a murit și bunicul, a murit și străbunicul, a murit și Ștefan cel Mare. Moare lumea de fiecare dată, nu ai ce să faci. A, mă, dar e dureros, mă. În fine, gata, că mă iau emoțiile. Și simți nevoia să te liniștești. Dacă stăteam în București, trebuia să plec vreo 10, 15, 20 de kilometri de la București pe câmp, să fiu într-o pădure undeva unde să nu mă deranjeze nimeni, să mă recreez. Nu poți să fugi de probleme, nu poți să fugi de moarte, nu poți să fugi de nimic, dar trebuie să-ți găsești liniștea, exact cum mi-am găsit-o și eu de atâtea ori și sper să mi-o găsesc până vine liniștea aia finală. Mi se văd chiloții. Așa că dacă cumva avem printre noi elevi care au probleme, suferă cu inima, au o durere pe la genunchi, pe undeva, că începe școala, rugămintea mea e să-și iau un castron cu ciorbă. Mamă, ce picante! O mămăligă, o mâncare, pentru a-și putea introduce pe un câmp unde totul e perfect. Liniște sau... Unde crede fiecare că poate să stea liniștit așa, să nu-l doară burta. Din fericire, mie mi-a dat Dumnezeul și vreau să spun că acum o săptămână am terminat Biblia de citit. Biblia, nu, băi, știți că deci e cam atât de groasă. Am terminat-o, citeam în fiecare seară câte o pagină. Mi-a dat Dumnezeu un loc de muncă, ca să înțelegeți. Nu mai muncesc din 2015, de când a murit tata. Pe taxi munceam și mă gândeam după aia, bă, să-mi iau taxi. Am făcut Uber, mi-am pus Loganul și am făcut Uber o perioadă, pentru că nu mai suportam să aud stația, nu mai suportam să pun aparatul, pentru că eu am lucrat cu tata pe taxi. Și mă durea sufletul să-mi imaginez când auzeam stația, când veneam acasă, când ies din casă să văd taxiul în curte, să văd lampa aprinsă aia verde de la taxi, mă răscolea și n-am mai putut să mai lucrez pe taxi. Vă rog să mă credeți din chestia aia, că puteam să-mi iau un Logan, acum dacă vroiam îmi strângeam o flotă de 10 mașini, le băgam pe taxi și eram patron. Nu mai suport chestia asta pentru că mă doare sufletul, așa că știu că făceam taxi cu tata și sunt foarte plăcute amintirile, dar sunt și dureroase când te gândești așa că unde e tata, știi? De chestia asta cu, de părinți, de moarte, o să vorbim noi altă dată. E un subiect mai așa, mai, n-ai cum să te ferești. Dar locul meu de muncă e și pe YouTube,
Fish Hacker și pe canalul acesta. Vedeți voi, eu că mă duc la pescuit, chiar dacă bate vântul, chiar dacă nu bate, eu respir aerul ăsta. Eu pot să mă duc la pescuit 3 luni de zile, zi de zi. Un an de zile pot să mă duc zi de zi. Dacă vreau mușchiul meu, vreau să zic că în fiecare zi mă duc la pește. Dar nu mai pot să mai postez pe canalul ăsta, mă doare coastele de la... Dacă îmi luam o... Și fiți atenți ce o să fac odată. Să-mi iau, să-mi pun așa într-un pom, ca să nu fac o căsuță în pom. Le cu sârmă, niște crăci, îmi fac așa un fel de pătuiag. Bă, da, prost am fost până acum, nu mi-am făcut chestia asta. Și aici, dacă îmi leg, pac, pac, și pot să-mi fac un pat și mă duc până încolo, un pat de un metru jumate și stau un pat. Adevărat. Și mi-iau eu o saltea, mi-o fac rotundă, că dacă plouă sau ninge, să se scurgă apă, dar să nu stea pe saltea aia. Bă, da, fraier am fost, să vedeți ce fac eu de acum. Locul meu de muncă e în natură. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Nu știu ce am făcut în viața asta de mi-a dat atâtea, fraților. Hai să încheiem și noi vlogul ăsta. Mamă. Picantero. Dar nu mă las. Mamă. Urmează vloguri când testez multe tipuri de mâncare, printre care mâncare chinezească. Ah, mă duc acum 3 km jumate pe jos, fără trotinetă, fără bicicletă, fără nimic. Vreau să respir aerul ăsta frumos așa de toamnă, de început de toamnă. Mă duc acasă, trebuie să filmez pentru ziua 8, când îmi iau mâncare de 30 de lei în locul țigărilor. N-am fumat. Uite-mă cum le prind, mă, uite-mă cum le prind, mă, ah, să fie pe gura mea. Așa, da! Deci eu sunt la muncă acum și mă duc la muncă începând de peste o oră, să zic așa. Deoarece vreau să mai stau așa. Ah, e bine, e bine rău de tot. Eu un relax maxim. Fiți atenți, relaxul, deci ultima oară vă zic și încheiem acest vlog, relaxarea totală, e, dar nu stau eu bine pe craca asta, a avut pomul ăsta o cracă, da, a tăiat-o neastan. Am o arălare asta dacă nu vin și-mi fac un pat, uite așa. Stăteam atât de bine pe craca aia, moară la asta dacă nu pomeneam. Și vin și-mi fac un pat, uite, acolo mă, acolo, 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 gata, n-am cum să vă arăt. Și o să vin să mai fac mâncărică aici. Eu, sincer să fiu, uite, stau așa să mă uit și mă uit în zare așa. Bă, dar ziceți că nu sunt sănătos de la cap, dar să moară mie Larisa dacă vin cu 10 psihologi aici și le explic ei, să-mi pună întrebări, să stea în pom aici psihologii. Ați văzut cum eram pisica albă, pisica neagră, lăutarii cântau și erau legați în pom. Iau 10 psihologi, le plătesc la fiecare ziua să stea să-mi pună fiecare pe rând întrebări. Și eu să stau aici cu mâinile după cap așa și să le răspund. Și să încerce să-mi pună și mie un diagnostic, să vadă sunt sau nu sunt sănătos. Dacă cumva o să zică unul că am o problemă și trebuie să merg internat la spital, eu îmi dau casa, îmi dau mașinile, îmi dau tot. Dar dacă o să spună ei, băiatul ăsta are mare dreptate. E psihologul lui cel mai bun, adică sunt psihologul sufletului meu. Ai ce? Îmi vine să mă duc în sălcile alea să moară Larisa dacă nu sunt... Dar acolo sunt șacali, acolo stau. Și e și groapa cu vulpi aici, șacali. Și îmi vine să mă duc în sălcile alea acolo, să stau să fac un live de acolo ca să, dar să nu zic nimic așa, ca să fac un ASMR. Asta e viața mea, până acum am scăpat de greutăți prin așa ceva. Nu prin mâncare, prin asta în locurile astea. Înainte plângeam că de ce m-a adus tata în locul ăsta, de ce am plecat atât de departe de București. Nu e departe, eu de aici văd, sincer să vă spun, nu știu dacă se vede cu telefonul, dar cu ochiul liber, eu văd turnul de la spitalul Marie Curie din Berceni și luminile de la Cora. Căutați-vă și voi pomul vostru, ce pom vreți voi, poate aveți rău de înălțime. Dacă nu, la rădăcină, la o salce, la un corcoduș, la un nuc, luați-vă un preș și stați așa, bătrânește. Începe școala, băi. Care aveți supărări grele, faceți ce fac eu. Că luni, mâine, începe școala. Astăzi e duminică. Mâine e luni.
Săptămâna trece și tu nu suni. Vă iubesc, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Închid vlogul acesta. Eu o să mai stau vreo jumătate de oră să mă uit așa în pustiu așa. Adevărul că se vede foarte frumos, fraților, și mă liniștește pe mine. Asta e terapia mea. Să mă duc să mă internez într-un spital niciodată, pentru că nu am nimic aici. Ce am, am aici. Vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Ne revedem în episodul următor. Bum, bum, toate babele sar acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajur. Coanele Ana sare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.